Mircea Eliade despre inițieri. În Grecia antică, unele scenarii eroice pot fi identificate în saga lui Teseu. De exemplu, coborârea sa rituală în mare, o încercare echivalentă cu o călătorie în lumea de dincolo, sau intrarea sa în labirint în lupta cu monstru. Alte încercări de inițiere au rămas cuprinse în faimoasa disciplină spartană a lui Licurg, după care un adolescent era trimis nud în munți să trăiască un an întreg cu ce putea să fure, având grijă să nu fie văzut. Cu alte cuvinte, tânărul lacedemonian ducea o viață ca de lup timp de un an. La vechii germani, tânărul trebuia să se confrunte cu o serie de încercări tipice inițierii războinicilor. Tacitus ne spune că la Shati, candidatul nu-și tăia nici părul, nici barba, până nu-și omora inamicul. Un tânăr taifali trebuia să aducă un mistreț sau un lup. La triburile Heruli, candidatul trebuia să se lupte neînarmat. În cursul acestor grele încercări, tânărul trebuia să adopte modul de viață a unui animal sălbatic. El devenea un luptător în măsura în care se comporta ca un animal de pradă. Astfel de războinici de temut erau cunoscuți ca berserkers, adică încămăși serks de urs, sau ulfhednar, oameni cu piele de lup. Ei socoteau că ar putea să se metamorfozeze în lupi printr-un ritual care folosea o piele de lup. Prin îmbrăcarea cu această piele, cel care era inițiat își asimila comportamentul unui lup sau, cu alte cuvinte, devenea un războinic cu atributele unui animal sălbatic, irezistibil și invulnerabil. Lupi este de altfel numele pe care și-l luaseră membrii societăților militare indo-europene. Încercarea inițiatică marțială era prin excelență o luptă de unul singur, condusă în asemenea fel că sfârșea prin a ridica pe candidat la furia berserkerilor. Germanii vechi numeau această forță sacră Wut, un termen pe care Adam din Bremen l-a tradus prin furie. Era un fel de frenezie demonică care umplea adversarul de teroare și sfârșea prin a-l paraliza de spaimă. Irlandezul Ferg, literar mânie, este echivalentul aproape exact a aceleiași experiențe sacre, terifiante, specifice luptei eroice. Povestea inițierii tânărului erou cu Ciulain ilustrează admirabil o astfel de furie tumultoasă și arzătoare. Cât era încă un băiețaș, cu Ciulain i-a cerut unchiului său, regele din Ulster, arme și un cal de luptă și a plecat la castelul celor trei vestiți dușmani ai unchiului său. Deși acești dușmani erau presupuși invincibili, micul băiat i-a învins și le-a tăiat capetele. Dar această incursiune l-a încălzit în asemenea grad că o vrăjitoare l-a avertizat pe rege că de nu ia măsuri de prevedere, băiatul o să omoare pe toți războinicii din Ulster. Regele trimise o trupă de femei goale să-l întâlnească pe cu Ciulain. Flăcăul își ascunse fața, căci nu putea să le vadă goliciunea. Astfel, ei au fost în stare să-l scoată din carul de luptă și să-l bage în mai multe serii de butoaie de apă rece ca să-i stingă focul mâniei, Ferg. Primului butoi i-au sărit doagele și cercurile, cel de-al doilea a fiert cu bulboane mari. Al treilea butoi în care a intrat a răspândit o căldură pe care unii oameni au putut-o suporta, dar mulți alții nu. Apoi fergul băiatului s-a răcit
și astfel au putut să-i pună veșmintele. Inițierea în lumea creștină și cea a vestului, prin scenarii inițiatice, care pot fi recunoscute în practica multor grupuri medievale și postmedievale religioase, mistice sau esoterice, și nu toate din ele sunt considerate eretice de către autoritățile ecleziastice. Subiectul este prea complex și încă prea puțin studiat pentru a permite o scurtă trecere în revistă. Totuși, în majoritatea zonelor rurale ale Europei, până către finele secolului XIX-lea, ceremoniile care marchează trecerea de la o clasă la alta reproduc câteva teme caracteristice inițierilor de pubertate tradiționale. Mai mult, simbolurile unei societăți secrete pot fi recunoscute în organizațiile militare ale tinerilor. Probele grele la intrare, dansurile foarte specifice, de exemplu dansul scoțian al săbiei, și chiar costumele. De asemenea, ceremonialul breslelor artizanale conține elemente inițiatice, în special la fierari și constructori. În sfârșit, mediile închise ale alchimiștilor conțineau multe elemente tipice. Într-adevăr, în Opus Alchimicum aflăm o serie de binecunoscute elemente inițiatice, precum torturile, moartea și învierea. Este semnificativ faptul că în vremea medievală și postmedievală, unele elemente de inițiere erau păstrate pe cale orală, cât și pe cale scrisă, ca de pildă în poveștile folclorice, în ciclul arturian, în poemul epic neogrec Digenis Acritas, în poemul extatic Fedeli d'Amore și chiar în câteva jocuri de copii. Numai puțin semnificativă este supraviețuirea scenariilor inițiatice în multe romane preromantice și romantice, de la Wilhelm Meister al lui Goethe la Serafita lui Balzac. Cu privire la ritualurile de inițiere practicate de diferite asociații secrete din aceeași perioadă, numai aceea a frimasoneriei pare să constituie o tradiție autentică. Cele mai multe alte grupuri secrete sunt creații recente și riturile lor de inițiere au fost fie formulate de către fondatorii lor, fie inspirate de o anumită literatură ezoterică. Același fenomen de improvizare de societăți secrete, cu încercări inițiatice mai mult sau mai puțin complicate, au continuat până în secolul XX. Dar asemenea improvizații pseudo-inițiatice au o semnificație religioasă. În vremurile recente, criticii literari au recunoscut teme de inițiere în literatura modernă din Europa și America, Nerval, Aurelia, Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, L'île mystérieuse, T.S. Eliot, The West Land și mulți alți scritori contemporani precum Sherwood Anderson, Scott Fitzgerald, Thomas Wolfe și William Faulkner au făcut uz de această notație. Alți autori au descifrat scenarii inițiatice în arta plastică contemporană și, îndeoseb, în cinematografie. Astfel, în lumea modernă din vest, simbolurile inițiatice au supraviețuit la nivelul subconștientului, adică în vise și universuri imaginare. Este semnificativ că elementele care au supraviețuit sunt studiate astăzi cu un interes greu de imaginat acum 60 sau 70 de ani. În lumea vestului desacralizat, sacru e prezent și activ, în special în domeniile imaginarului. Dar existența imaginară este parte din totalitatea ființei umane, numai puțin însemnată decât experiența sa diurnă. Aceasta înseamnă că nostalgia pentru scenariile de inițiere
o nostalgie descifrată în atât de multe creații artistice și literare, revelă setea omului modern pentru o înnoire totală și definitivă, pentru o renovatio capabil de a-i schimba radical existența.